Bună seara și bine ați revenit la Agenda Medicală. Între a doua jumătate a emisiune vom aborda la fel teme de interes comun pentru dumneavoastră și utile în același timp. Mai ales pentru copiii telespectatorilor noștri, pentru început. Că astăzi avem tema aia e baza. Afecțiunilor aia e baza. La copii. Aia e baza și dacă în urma emisiunilor noastre ajutăm măcar un copilaș, da? Sau informăm măcar un părinte, e o mare victorie. Da, și telespectatorii trebuie să știe că au la dispoziție pagina de Facebook unde ne pot adresa și întrebări. Chiar vă rugăm să ne ajutați sau să vă ajutați prin voi înșivă, pentru că întrebările pe care ne le adresați, cu certitudine vor primi un răspuns din partea noastră. Ca părinții să se lămurească ce este cu dacriocistita congenitală, te-aș ruga să ne explici ce înseamnă metoda chirurgicală. Nu prea aș vrea, dar voi încerca totuși să așa mai elegant. Să sperăm că pacienții tăi nu vor ajunge toți aici, dar trebuie să știe părinții ce trebuie să îi trebuie să în cazul în care ajung la intervenție. În prima jumătate am discutat despre metodele de tratament până a ajunge la tratamentul medical. Da, masaj, coliruri, spălături. Bun. Dacă până la vârsta de 5-6 ani, problema nu se remediază și la apăsare, da, în zona despre care am discutat, e un alt slide aici, se tot elimină lichid, respectiv problema cu obstrucția nu s-a rezolvat. Există o metodă care se face cu anestezie locală, după 2 ore sau înainte cu o jumătate de oră de a mânca copilul, în măsură de precauție pentru cadrul medical medic care face manopera sau actul medical, dacă nu e chirurgical neapărat. După o anestezie locală foarte bună, administrăm de 2, de 3, de 5 ori picături ca să amorțească. Pe zona canalului sau punctului lacrimal inferior, se intră cu o sondă cu vârful bont neascuțit, da? Să ajunge până la canalul lacrimonazal, după care să face o răsucire pe vertical și să intră în canal până la zona obstrucției, care se perforează. Se iese la fel, elegant, și se face un lavaj de control cu antibiotic pentru a vedea dacă copilul înghite, da? Sub presiune se introduce lichid și copilul înghite. Deci lavajul acesta este un fel de spălătură, nu? Un fel de spălătură, da. Cu soluție cu antibiotic, da? Soluție cu antibiotic, da. Antiinflamator după caz, depinde, purulent, nepurulent. Dar hai să-i spunem o soluție, da? Pe bază de ser fiziologic, în primul rând, și cu sau fără sau cu antiinflamator. După ce s-a întâmplat lucrul ăsta, eu le spun la pacienții mei, nu aveți nicio problemă. Da, să vede din prima, reușește sau nu. Mai sunt particularități de caz când lacrimonazalul este răsucit. Nu prea se reușește, așteptăm vârsta de 7-8 luni ca să-i mai crească craniul facial în speranța că se va îndrepta canalul lacrimonazal. Mai rar se întâmplă anomalii din astea. Ai întâlnit în experiența ta asemenea cazuri? Multe, așa? Multe. Dar nu forțez. Adică scopul nostru și tot ce facem este pentru a ajuta pacientul, nu a-l încurca. Pentru că dacă se greșește, se poate întâmpla la oricine, se poate, și vorbesc de o complicație care eu comunic pacientului, părintelui, se poate face un canal fals, da? Se perforează lacrimonazalul și atunci într-un perete sau altul. Da, atunci lucrurile se complică. Bun. Cele mai multe decurg fără complicații. Dacă nu se rezolvă problema până la un an și 2 luni, lucrurile se complică rău. Până acum 2-3 ani, 4 poate, operația era una mutilantă. Se intervenea în zona obrazului, zona superioară, cu incizie, perforare de os. Urât, deci era mutilantă. În exterior, prin da,
zona feței, zona nasului. Într-adevăr, mutilantă, pentru că asta rămâne și cu cicatrici. Cred că durerea este foarte, foarte mare. Bine, anestezie generală. Dar da, dar după aceea... E mutilantă. Da. Nu mi-a plăcut niciodată. Nici n-am făcut un cadru rezidențiatului. Să făceam mai rar și mai mult la persoanele mai în vârstă. Există o metodă mai elegantă, prin nas, se introduce o sondă, da? Dar totuși este o operație să face cu echipă comună între specialiști în orele și echipa de oftalmologi. Cu rezultate foarte bune, se face chiar la Cluj. Da, din ce ai spus, sunt cazuri mai rare, deci părinții trebuie să fie liniștiți că în caz de o dacriocistită comună poți să scape foarte ușor de ea cu un lavaj, nu? Cu introducerea unei sonde și o spălătură acolo cu substanță. 95-98% vorbim statistic. Se rezolvă dacă manopera este executată corect și la momentul potrivit. Mai e o problemă. Dacă se intervine după 8 luni, zona membranei devine os. Și atunci încercăm noi, dar există risc de sângerare, de hemoragie. Deci lucrurile trebuie făcute la momentul potrivit. Da. Corect. Aș vrea să lăsăm puțin sugarii și să trecem la afecțiuni la vârste mai mari, la copilul preșcolar și școlar. Am văzut, mai ales în ultima vreme, foarte mulți copii purtând ochelari. Ne spuneai în emisiunea anterioară că nu ești chiar adeptul ochelarilor, dar aș vrea să le spunem telespectatorilor care sunt afecțiunile cele mai frecvente întâlnite la preșcolari, preșcolari însemnând 3 ani, 6 ani și școlari după vârsta de 6 ani. Întrebare bună, care are o explicație concretă, nu prin faptul că au crescut numărul de complicații născute, da, și aici dăm pe ecologie, pe alimentație, nu. Foarte probabil că a crescut adresabilitatea părintelui. Au devenit părinții mai conștienți, au devenit mai conștienți, au devenit și mai multe cabinete medicale, adică se ajunge mult mai ușor la un medic specialist. Și cred că asta ar fi cauza sau explicația principală. În cazul copiilor, am vorbit la prima emisiune despre ambliopie. Acolo adică ochiul leneș, nu? Acolo ar trebui intervenit într-adevăr de urgență și intervin la vârsta de 2 ani, 2 ani jumate, cu sau fără strabism. În cazul cu sau fără strabism. În celelalte situații, dacă este o miopie micuță, copilul are un 3 ani, 3 ani jumate, am un minus 1 jumate sau un minus 2, nu intervin decât în vârsta preșcolară. Da, cu monitorizare din 6 în 6 sau anuală, dar nu sparg vitrina. O lasă curgă, pentru că nu îi se întâmplă nimic copilului, nu are nevoie de foarte multe informații, deci tot cercul de interes presupune curtea, bătutul mingii, lucruri unde nu necesită copilul foarte multă atenție. Doi, faptul că nu se intervine la vârsta de 2 ani jumate sau 3 și se așteaptă până la un 4 jumate sau 5, nu este o problemă. Problema apare în cazul în care avem o diferență de vedere între ochi. Ce înseamnă diferența de vedere între ochi? Părintele nu-și dă seama. Copilul nu acuză. Vede cu ochi, e bine, mersi. Și copilul crede că așa este normal. Da. Aici apare necesitatea unui screening obligatoriu la vârsta de 3 ani, care trebuie să fie obligatoriu, admițând că am trecut peste câteva hopuri, da, cu probleme congenitale sau apărut în primul an de viață. Deci la un 3 ani de zile, părintele, chiar dacă copilul nu acuză și nu are ce să-ți acuze, pentru că cu celălalt ochi vede foarte bine. Venit, consultat și la nevoie, dacă avem un ochi leneș sau ochi care se formează mai greu din cauza diferenței de refracție între ambii ochi, intervenit la vârsta de 3 ani, ca pe când merge la școală, la 6 ani. Da, să fie rezolvată problema. Să fie rezolvată, parțial rezolvată măcar. Rezolvată pe sensul vederii fiziologice. Da? În sensul ăsta. Pentru că un hipermetrop cu dioptrii mari,
ajunge la 17-18 ani tot cu ochelari. Depinde de startul, de unde pornești. Dacă le pornești de la o refracție de 4-5 dioptrii, sunt șanse să recuperezi aproape în totalitate. Dacă pornești de la un deficit de 8 dioptrii, șansele de recuperare sunt enorm de mici. Sau poate deloc. Sau poate deloc. Bine, never say never. Nu poți fi foarte categoric. Ne conducem de niște date statistice. Asta este și în funcție de pacient, presupun. Predispunerea, cum i-a fost programat ochiul, ce are pe codul genetic. Oricum, ce fac eu sau și colegii mei, oftalmopediatrii, dăm un prognostic pe perioadă scurtă și medie. Mai departe... Bun, asta cred că ține și de pacient și de felul în care respectă indicațiile medicului oftalmolog, nu? Pentru că dacă indici un ochelar unui copil și acel copil nu poartă ochelarii, s-ar putea să nu... Depinde, n-aș fi atât de categoric, depinde de problemă. Dacă e o problemă ce ține de ochiul leneș sau hipermetropie, ochelarii sunt obligatorii, mai puțin la fotbal. Dacă e o problemă ce ține de miopie, îi poartă sau nu îi poartă, nu e atât de relevant, mai ales că la preșcolar nu-l pui nici la tablă, nu-l pui nici să scrie. Deci se poate descurca și fără. Condițiile, probleme se schimbă după ce merge la școală. Și nu neapărat în clasa pregătitoare sau clasa întâi. Unde este mai lejeră activitatea. Da, începând cu clasa a doua, nu mai reușește. Este foarte aplecat copilul, se plânge de dureri de cap. Deci cei mai mulți copii vin la mine așa, cu probleme. Și vin deja când sunt școlari, da? Când sunt școlari, da. Problema poate apare și mai târziu, poate apare și la vârsta de 12 sau 14 sau 25. Ochiul dinamic. Nu-i nimic bătut în cui ca și o constantă, lungimea mâinii sau a piciorului. Se schimbă. Și depinde foarte mult de stilul de viață, nu? Și de cât obosește ochiul. Cristalinul, sclera, care este și ea elastică, și mușchiulețe ăștia care țin cristalinul. Sunt dinamici și în dependență de cât de intensiv sunt solicitați, lucrurile se pot schimba. Și care ar fi cele mai frecvente afecțiuni la școlar? Hipermetropia, mai rar întâlnită, și miopia. Deci dacă nou născuții sunt cu hipermetropie, deja în perioada de sugar... Recuperează. Cu vârf și îndesat recuperează. Ne ajută, între ghilimele, calculatorul. La vârstele mici, calculatorul în exces. Nu am nimic cu evoluția tehnică, dar tot ce se exagerează, bine. Calculatorul nu în exces care obosește, da? Obosește. Sau dacă nu este folosit la o distanță practic, optimă. Miopia, ca să apară la școlar, vine dintr-o supra-solicitare a ochiului, nu într-o zi sau două luni, poate și un an și doi. Da? Copilul își solicită, apare o oboseală vizuală, care de fapt este o pseudo-miopie, adică o miopie falsă, care obligatoriu se transformă de cele mai multe ori, de fapt nu obligatoriu, de cele mai multe ori, în miopie mică. După ce ochiul a devenit miop, calea de întors nu mai este. Logic, ochiul are o dimensiune, mai mic n-are cum să devină, devine tot mai mare. Mă întreabă părinții, a purtat toată viața și o speranță în ochi. Ce să spui, nu pot minți. Da. Convine, nu convine, va purta toată viața. Cu paranteza că după 14 ani îi putem prescrie lentile de contact, sau după un 20 de ani, în anumite condiții, se poate face o operație cu laser, cum se spune pe la noi pe aici, care rezolvă problema. Care, de fapt, problema. Este cu ce? Cu laser. Cu laser, numai că e o tehnică mult mai laborioasă. Deci nu-ți place neapărat denumirea pe care o folosim noi novicii, da. Nu? Tot cu laser se face, numai că sunt câteva tipuri de operații și poartă o denumire generică cu laser. Chirurgie refractivă, de fapt. Care este scumpă? Trebuie să întreb și de costuri. Eu aș pune altfel o întrebare, indicată și neindicată. Le mai spun și pacienților, când mai avem timp de discuție așa, libere, zic că medicii care operează purtători de ochiari, nu v-ați gândit la asta? Da, m-am gândit. Dar și își poate permite.
Deci niște reacții, da, îl pui pe om să gândească. Chirurgia estetică, vorbesc, nu aș generaliza. Sunt împotrivă în sensul că există niște indicații, contraindicații, deci nu este pentru toată lumea. Fiecare caz trebuie privit strict, din punctul, unicat, individual. Da, unicat, din punctul acelui caz de vedere. Toată da. Lumea. Nu este pentru toată lumea. Ne-ai spus despre simptomatologie, despre cele mai frecvente afecțiuni, dar sunt foarte curioasă să aflu cum primești un copil în cabinet și cum îi stabilești, nu știu, afecțiunile, cum îi pui diagnosticul. Cât de sănătos este. De fapt asta așteaptă să spună că e sănătos. Bună întrebare. Acum câțiva ani mi-am procurat un refractometru, adică un aparat care stabilește, măsoară dioptriile de la distanța de un metru. De-aia spuneam 6 luni, copilul deja stă în funduleț, ține căpuțul, e mai țanțoș. De la distanța de un metru, metru jumate, pot stabili refracția ochilor. Doi, tot cu acel aparat, stabilesc corectitudinea poziționării ochilor. Da? Este un algoritm, un soft foarte sofisticat. Deci chiar dacă stă puțin într-o parte, deci ia în calcul și axa cealaltă, da? Și mi le arată pe monitor foarte frumos dioptrie ochiul drept sau refracție ochiul stâng, ochiul drept și poziționarea ochilor. Deci asta e un miracol. Foarte deștept, foarte deștept. Deci de la 6 luni să știi, va fi copilul tău sau este copilul tău cu miopie foarte. Când vine un tătic sau o mămică cu o problemă pe care o are și a suferit foarte mult, sau va fi sau nu va fi ambliop, este fantastic. Doi, motilitatea oculară, adică mișcările globului ocular, este cover testul, acoperirea ochiului dacă îi fuge sau nu, ca să vedem un strabism latent ascuns. Trei, examenul fundului de ochi. Este mai complicat de realizat, copilul plânge, părinții se agită, dar este de obicei este important. Mai greu de lucrat cu părinții, așa e, când au copilul... Da, dar la este... ce, da, cum, da... Mă rog, de obicei părintele este corect. Super stresat în momentul în care își aude copilul plângând, mai ales la medic, nu? A, nu i-ai văzut cum plângă la intervenția pedacriocistită. Dar știi care e frumosul cazului? Nu este dureroasă, fac și la matur pedacriocistita cronică. După ce ai venit în sala de așteptare și ai transmis copilașul, se liniștește în câteva secunde. Deci, mai mult e un stres psihic. Da, stresul că este despărțit de părinte toți, și este, da, peste copilul ăla, îl ținem ca să nu se miște. Dar nu-i dureros. Copilul se liniștește repede. Mai mult ca atât, m-ai întrebat de... Deci, vorbeam de aparatul ăla. La copiii verbali, lucrurile se dezvoltă. Da? L-am examinat la refractometru, după care sunt niște tabele pe care le am aici, o să le prezint în emisiunile viitoare, când o să luăm o tematică mai concretă, și optotipul din capătul cabinetului pe care îl vede copilul, unde am circulețe, fluturași, puroași, furculițe, tot ce vrea copilul, numai să colaboreze. Deci acuitate vizuală, plus iarăși fundul de ochi. Da, abia aștept emisiunea următoare, dar mai ales emisiunea în care o să ne arăți și cartonașele astea și cum îi pui să identifice culorile, este foarte interesant. Mai târziu, pe la o vârstă, în primul rând, trebuie să cunoască cifrele. Pentru astăzi ne-am încheiat tema propusă, vă așteptăm și săptămâna viitoare cu alte teme interesante, eu abia le aștept. Alexandru, trebuie să ne luăm la revedere de la telespectatori. Din păcate, formatul emisiunii are este prea o anumită durată și prea scurt. Vă așteptăm săptămâna viitoare, vom fi alături de dumneavoastră cu răspunsuri la întrebările pe care ne le adresați și pe pagina de Facebook. La revedere!